Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne-au întrebat de ce supermarketurile nu au ferestre. În general nu au, super mai ales alea mari de tot, hipermarketul nu au ferestre, cel mult la intrare. Și m-am apucat să caut și am găsit niște explicații ca să nu arunci. Băi, așa este, să știi că au pus dulapuri pe ferestre. Da. Da. Ai naibii vor să aibă spațiu de cine expunere norocit mare. Pentru că, cică, nu e doar cu spațiu. Sigur, prima explicație ar putea fi asta, că nu pun rafturi, nu pun ferestre ca să aibă unde să pună mai multe rafturi. Da. Logic. Și ca să nu intre hoții pe geam. Da, că hoții, asta e problema lor. Mamă, dacă n-am venit geam, cum putem să intrăm pe acoperiș? Pentru că creează un, cum să spun, un spațiu în care timpul e suspendat, cum ar veni, că e lumina artificială, nu-ți dai seama cum trece timpul, nu vezi că s-a schimbat afară, că ai intrat când era lumină și ai ieși, trebuie să ieși când se termină banii. Ești zen între Parizer și Salam Victoria. Exact. Cam navighezi printre alea. Da. Cam așa. Practic, nici nu-ți dai seama când ai umplut coșul. Da. Pe jumătate. Și s-a terminat. Și s-a terminat salariul, nu? Cam așa. Sau dacă intri ziua și vezi că afară s-a, dacă ai intrat ziua și ai vedea că afară s-a întunecat, dacă ar fi ferestre, te-ai îngrijora. Și atunci. Da. Dar cât stai, mă, în supermarket? Cine stă, mă, ce? La mine problema e când intri și ți-e foame. Da. Atunci e norocire că trebuie să ții coș de la mare. Aha. Da. Și înțeleg că și la păcănele n-am intrat, dar în cursul discuțiilor am înțeles că și la păcănele la fel e fără cazinouri. În cazinouri, cazinouri. Păcănelele sunt o subdivizie, un derivat al cazinourilor. Și păcănelele au ferestre? Nu, și nici ceasuri. Păi și atunci, stai puțin, stai până la ceasuri. De ce mi-ai zis cazinouri? Deci fiți atenți ce discuții avem noi aici. Eu spun, mă, și la păcănele nu sunt ferestre. Luca mă corectează, la cazinouri. Aha, zic, dar la păcănele au? Nu. Deci e cam cu oile albe și oile adică negre. Nu, în și ale albe și ale albe. În general, la cazinouri și în particular la... Încă o dată spun. Da. Păcănelele sunt ca un cazinou mai prost. Mm-hmm. Dar nici ele nu oferă. Dar sensul acolo, da, într-adevăr, e că aia stau acolo unii cu orele, cu nopțile, cu zilele și ca să nu știe, da, nu le pun nici ce li se întâmplă. Și ceasuri de ce n-au? Da. Ca să nu știe nimic de capul lor. Aici, da, în supermarketuri sunt ceasuri? Le pun și la raionul pe cap. La raionul de ceasuri. Pierzi noțiunea timpului la brânză topită. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.